Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face unboxing la jocul Dracula Party. Este un joc comandat acum ceva timp de mine, de pe site-ul celor de la Regatul Jocurilor. Așa se prezintă cutia. Este o cutie drăguță, de dimensiuni medii. Eu am dat pe el 34 de lei. Pe acel site, însă îl găsiți cu prețuri și până la 89-95 de lei, depinde de pe ce site îl căutați. Undeva între 34 de lei și, aș spune, un maxim 95 de lei îl găsiți pe diverse site-uri. Asta în funcție de ce căutări faceți voi. Eu mă bucur că am reușit să-l iau cu 34 de lei. Este țiplat, haideți să îi dăm țipla jos și să vedem. Ador faptul că majoritatea jocurilor vin țiplate și îmi cer scuze pentru foșnet. Așa se prezintă cutia. Dracula Party este un joc localizat de către cei de la D-Toys. Minim 3 jucători, maxim 8 jucători, iar vârsta este 10 ani plus. Deci vârsta minimă ar fi 10 ani pentru a putea înțelege jocul mai bine. Așa se prezintă și spatele cutiei. Participă la o petrecere colosală la castelul lui Dracula. Fii cel mai vigilent jucător și găsește primul scena povestită de adversar pentru a câștiga. Vedem aici o tablă de joc, care am înțeles că poate fi compusă din mai multe piese și niște cărți. Conținut, o tablă de joc mare, aproximativ 50 pe 70 de centimetri, care poate fi asamblată din 12 piese, 110 cărți de joc și regulament. Așadar, haideți să deschidem cutia și să vedem mai exact ce se află în interiorul ei. Wow, așa se prezintă interiorul cutiei. Pentru început avem aici un pachet de cărți. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bănuiesc că sunt cărțile acelea cu scenele pe care ar trebui să le ghicim. Am ales să filmez cu blitz, însă nu știu dacă este tocmai bine, pentru că văd că strălucește destul de tare. Deci aici avem diverse scene de pe tabla de joc, tind să cred. Ok, așa se prezintă un pachet și aici este cel de-al doilea pachet. Haideți să vedem. Care bănuiesc că are scene de același tip. O secundă. Vedem aici regulament de joc pe limba română. El vine foarte drăguț așa sub forma unei cărți de joc, foarte tare. Mă încântă foarte mult. Și un regulament pe engleză, Game Rules. Iar celelalte cărți sunt la fel, cu diverse scene ale planșei de joc. Nu am jucat jocul, nu știu cum e, dar l-am văzut urmărit pe YouTube și este un joc perfect pentru petrecere. Iar aici, și nu numai, nu doar pentru petrecere, dar na, de obicei la petrecere sunt mai mulți jucători. Cutia este goală, iar aici avem tabla de joc care vine așa sub forma unui puzzle care se compune, uitasem să vă zic, calitățile cărților de joc. Așa vin pe spate, Dracula Party, toate sunt la fel și un pachet
și celălalt, deci toate sunt la fel, iar calitatea cărților este una bună, sunt dintr-un carton din acela mai grosuț, alunecă foarte ușor, chiar sunt foarte calitative. Iar despre tabla de joc propriu-zisă nu mai pot să zic, se poate vedea cu ochiul liber cât este de gros cartonul. Și este foarte rezistentă din punctul meu de vedere. Avem aici mai multe piese de, sub formă de puzzle, un puzzle gigantic, aș spune eu, cu petrecerea de la Castelul Dracula, după cum îi spune și denumirea jocului, Dracula Party. Aici bănuiesc că sunt diverse scene care trebuiesc povestite sau trebuiesc găsite în funcție de ce carte nimerim. Bun. După cum am spus, acesta este unboxing-ul jocului Dracula Party. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine pe acest canal. Dacă v-a făcut plăcere să urmăriți acest clip, vă invit să îmi dați un like, să-mi lăsați un comentariu dacă aveți jocul sau intenționați să-l achiziționați, de ce nu? Eu zic că poate fi un joc perfect atât pentru cei mici, dar poate fi jucat și împreună cu adulții, de ce nu? Și sunt sigură că va stârni mult mister și totodată multe râsete. Dragilor, acesta a fost clipul de această dată. Eu vă pupăcesc și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!